electoral, din păcate. O să aduc toate lămuririle și toate explicațiile necesare în fața unui judecător și acolo voi demonstra că sunt nevinovat. Asta este tot ceea ce pot să vă declar în momentul de față. De care în acest scandal au intrat bani la dumneavoastră în cont? Îmi pare rău, nu pot să fac alte declarații pentru că o procedură judiciară în curs, după cum bine știți, codul de procedură penală s-a schimbat, ne și interzice. Noi ne abținem să facem declarații, în schimb, de la DNA apar de cel mai multe ori stenograme, ceea ce mie mi se pare cu totul anormal. Repet, refuz să mai joc rolul în această telenovelă numită Telejustiție. Mulțumesc mult! Ați dat declarații în fața procurorului? Ajunge. Ce credeți că se va întâmpla mâine la instanța supremă cu fratele dumneavoastră? Credeți că va fi arătat? Nu. Sunt convins că va fi liber. Vedeți că vor cere și dumneavoastră arătarea? Aveți vreo interdicție? Dacă va fi niciun fel de interdicție. Dacă va fi să ceară avizul Senatului, aveți susținere pentru a ridica o asemenea solicitare? Nu am niciun fel de susținere. Se vor aplica regulamentele, textele din Constituție, cutumele parlamentare. Dar v-ați dat demisia pentru a... Deocamdată ajunge. Domnule senator, de ce v-a dat acei bani Elan Schwarzenberg, 80.000 de